Bună dimineața, urșii mei! Astăzi o să vă iau cu mine într-o zi la menținere să vă arăt absolut toate mesele și toate calorile pe care o să le consum după ce am slăbit 50 de kilograme. Dacă nu ați văzut singura transformare live și singura transformare documentată din lume în care am slăbit în timp real 50 de kilograme, vă invit să urmăriți pe acest canal toate clipurile, pentru că am pus câte un clip în fiecare săptămână cu absolut toate mesele, cu foarte multe sfaturi și cu cântarul oficial, bineînțeles, de la sfârșitul fiecărei săptămâni și vă veți putea inspira și vă veți putea motiva să slăbiți și voi, fără să vă înfometați. Voi începe ziua de astăzi tot cu suplimentele mele apicole și vă sfătuiesc pe toți, dacă vreți să fiți puternici ca niște urși, să consumați și voi câte o linguriță, două de miere în fiecare zi. Ia uitați cât de bine arată mierea asta de rapiță. Miere premium, este extraordinară pentru cafea pentru că nu schimbă gustul cafelei. O linguriță de miere are aproximativ 30-40 de calorii. Mierea are mai puține calorii decât zahărul. Este foarte sănătoasă. Este extraordinară pentru o grămadă de afecțiuni și pentru sănătate. Vă las, vreau să-mi savurez cafeluța acum, să-mi iau și eu o linguriță de păstură să mănânc. Pentru prima masă pe ziua de astăzi o să-mi fac două sandvișuri la Sandwich Maker. Ia uitați, am luat de la Carrefour o ceafă din asta așa afumată, crud uscată. Este extraordinară, foarte, foarte bună, să știți. Are un gust foarte bun, am luat o feliuță. E prima dată când mănânc. O să-mi pun toată țipla asta, pentru că are 100 de grame. Și o să-mi fac două sandvișuri. O să folosesc și cașcaval din ăsta de la Hochland, afumat, felii, tăiat, gata felii. Pentru că se încadrează perfect o felie din asta de cașcaval aici. Iar aici avem pâine, tot de la Carrefour. Ia uitați câte calorii are pâinea asta. 240 de calorii pe 100 de grame. 4 feliuțe din astea sunt aproximativ 100 de grame, da? O să filmez și o să vă arăt și rezultatul final. Ia uitați ce bine arată sandvișurile astea și ce sfârie aici. A ieșit cașcavalul așa. Extraordinar, foarte, foarte bune sandvișurile astea. O să mi le pun aici pe șervețelul ăsta pentru că se face condens de la asta, de la farfurie și după aia partea de jos se udă. Așa având șervețelul ăsta, tot condensul ăla îl absorbe șervețelul și sandvișurile rămân crocante și nu se înmoaie. Vă urez poftă bună tuturor. Mă bag să fac niște cardio urșilor și o să încerc să mănânc niște smochine. Ia să vedem, ia uitați ce bine arată, s-au copt multe, dar și mai multe nu, că nu s-au copt. E foarte mare smochinul ăsta. Eu stau aici pe scară la mine. Haideți să mergem să vedem dacă găsim, dacă putem să ajungem la ele. Ia uitați-ne. Ia uitați-le, cât de bine arată. Foarte tare. Am dus să le spăl. Mi-au vreo 3-4 smochine și apoi să le mâncăm. Pentru că sunt foarte bune și nu uitați și voi să mâncați fructe. Dacă puteți să mâncați așa fructe proaspete direct din copac, este extraordinar. Dacă nu, duceți-vă prin piață și căutați, pentru că sigur găsiți ceva bun și prin piață, da? Ia uitați câte sunt aici. Mamă, și ce coapte sunt, și ce moi sunt. Ceva extraordinar, da? Foarte bune. Nu știu dacă ați observat, dar de ceva timp nu mai mă duc la sală, mi-am luat niște greutăți, fac acasă, fac cu ele pentru umeri, pentru biceps, fac și flotări, genoflexiuni, cardio, bineînțeles. Nu m-am lăsat de cardio și cam asta este rutina mea de antrenament de acum. Trebuie să plecăm la Vâlcea Urșilor pentru că avem o comandă foarte mare de dus la un client de-al meu acasă. Ia uitați aici, avem miere de mană la 1 kg, avem multe sticluțe din astea cu amestec la sticlă de plastic, probabil că o să plece în altă țară. Aici avem api complet, 4 bucăți de api complet, un amestec foarte bun pe care numai la noi îl puteți găsi. Și aici avem mierea pentru târg, o să ne pregătim pentru târgul de la București. Nu mai uitați câte borcane, sute de borcane, numai de salcâm avem 150 de borcane, de mană 150 de borcane pregătite și foarte multe sortimente pe lângă, dar bineînțeles mai puține, pentru că mana și salcâmul sunt cele mai căutate și cele mai bune. Haideți că trebuie să plec. Ia uitați urșilor ce am luat de la Carrefour, am luat ceva dulce, ceva bun. Tata a mâncat deja unul, haideți să vedem cum sunt, să mănânc și eu unul, pentru că mi-este poftă de un ecler din asta. Nu cred că am mai mâncat din asta de la Carrefour. E bun. Nu e rău. Nu e nici cel mai bun. Dar merge. Chiar merge. Avem aici 4 felii de pâine pe care le-am uns cu salată de icre. Îmi place foarte mult salata asta de icre, iar lângă am pus niște roșii. Am pus 2 roșii de la noi din curte, din solar. Sunt extraordinar de bune roșiile acestea și credeți-mă, combinația cu salată de icre este extraordinară. De asemenea, roșiile astea îmi plac foarte mult și cu salată de vinete. În fine, mă bag să mănânc pentru că mi s-a făcut foame. Vă urez poftă bună și ne vedem mai încolo. Mai are puroi? Ei, nu. Ei, nu. Ce crezi că e?
Scăpăm așa repede? Nu scap așa. Nu scap așa repede. Uite. Prea puțin. Da, prea puțin. Bă. Îți dai seama că nu, nu, ea are mai mult de regulă, dar acum, știi? Da. A stat pe partea asta, cu piciorul, și s-a lins în partea elealtă. Face, da, oricum e la... Față de cum a fost, ia zi. Azi dimineață a curs mai mult, știi? Nu are nimic, nu are nimic, că mai scoate, pe ea elimină tot timpul, de-aia ți-a făcut drenul ăla. Da. Dăm ce fort. Dăm tragi din ea, așa puțin, și după aia baci. Așa, câte puțin, câte puțin. Da? Da. Așa, ca să nu... Dar nu e bine care e acum. Gata, atât. Atât. Atât de puțin? Atât de puțin. Și acum... Ce comentă asta? De ce țină? Trebuie să iei de la acolo, cu un brușici de parte. Era să zic acum ceva. Vrei să zic? Nu mai zic, că zic data viitoare. De ce cuminte? Da. Până acum n-a simțit ce fortă. Păi n-a simțit, ți-am spus că îl simte, de-aia a spus să-i bagi ăla puțin. Da? Și de, da? De cauza durerii n-a mai simțit să-l păi, asta era toată ideea. Și apa aia care simțea nevoia să bea de la... Acum ai băgat din asta să curățe. Asta e clorură de sodiu cu betadină. Și să-ți fac eu, mai am eu acasă. Ăsta mai l-avem, ne ajunge până cu ei mâine. Nu mai fac eu. Îți iau eu betadina și îți fac într-un ser. Uh-huh. Că ți-am mai dat eu un ser. Da, l-am, l-am început. Îți fac în ăla. Păi să ți-l da, mi-aduce aici și facem aici? Nu. Acum da, o curățăm de puroi. Băgăm soluția asta. Dă-ne bă și prin altă gaură? Stai că întâi le ia pe rând, mamei. Păi a băgat două aici. Aici trebuie două, că este mai rău. Gata. Dai, ce-i faci? Ce-i faci? Nu are nimica, o ustură, că e betadina. Nu simțe înainte, să știi. Nu simțe, păi da, acum deja s-a scurs și... Păi tu nu vezi, uite cât e, cât e, cât e. Ia. Cum era, mă? Era beton. Ia, uite, iese puroiul. Iese cu totul. Să curăță. Dar simt cum se mișcă oasele, că nu sunt dat de loc. Nu sunt, aia trebuie dat încet. Deci nu apeși prea tare, că... Nu apeși prea tare, pentru că... N-au avut când timp să se caluseze, mă. No. Coastele s-au fost zobite acolo. Știi care e treaba pe ea? Dacă bag cu ce se poate, rog. Știu. N-are nimic, la face o dezinfecție. Dezinfecție, sau da. Da. Dar puțin, să nu forțăm mișcarea. Nu forțez, dar merg așa ce casez. E tija, n-a avut în ce să o prindă. Da? A fost oasele acolo. Și așa a zis că nu mai o să mai fie de aceeași lungime, pentru că n-a putut să mai refacă. Mai contează. Nu mai contează. Nu mai contează. Să se caluseze acolo. Îi dea duș și să-și pastila, da? De dimineață, da. Da. A rămas să-i le dă dimineață. Nu, câte una pe zi n-avem scris acolo. 4 zile, că i-am scris. După pe gură, da? Da, mai bine. Ca să fiu sigur. Păi, dar nu au că au fost numai fetele. Ce treabă au văzut? Lăsă-mă, n-a fost cu comanda și cu plata. Ce dragă, mai e cam pe vremuri. Alo, bună ziua, da. Mă deranjez. Mi-a trebuit și mie niște nexi un plicuri. Păi 10, puteți să mă serviți pe mine? Păi cum ziceți? Ia uitați-vă. Ia. Aveți, da? Păi, uite, eu sunt acasă și am o problemă și mâine dimineață ce program aveți? Cum aveți? De la 1 la 8? Vă deranjează? Nu e târziu, nu, că mâine trebuie, mâine și mâine. Pentru că nu se mai găsesc și de-aia vreau și eu 10 pliculețe. Da? Nu vă supărați, nu? Hai! Bine, mami, atunci 10. Așa, să-mi spui și mie valoarea, te rog frumos. E, nu că vedem noi. E, nu, nu, stai liniștită. Nu? A, nu ești în fața calculatorului. Bine, aștept mâine. Eu sunt de la 8:30 până pe la 1 și nu mai bine, când e, poate vă repeziți, da? Gata. Mulțumesc frumos. Mulțumesc mult de tot.
La revedere! Eu opresc asta la catena, una de nord, de lângă spital. Da? Păi și cum o iei de acolo? Păi mi-aduce ea, trecea mâine la mine. Dar trebuie să treacă până în două. Ia uitați, face pișul singură. Uitați-vă la aia, sărăcuța. Cum stă? Am terminat, am curățat-o, i-am făcut toate procedurile, i-am băgat și antibiotic. Trebuie de două ori, la 12 ore, din 12 în 12 ore, de două ori pe zi. O curățăm, îi facem antibioticul. Aoleu, ia uitați cât face. Face pișul, fetița mea. Doamne ajută să se facă bine. Ne dăm toată silința. Ia uitați-o, uitați-o cum merge. A început să se mai țină în piciorul stâng, dar să știți că și stângul îl are scos din șold și pe acolo trebuie să operăm. Peste o lună, două, când se face bine dreptul cât de cât, trebuie să opereze, să-i place și stângul. Hai să culegem niște mere urșilor, să mâncăm și noi niște fructe. Ia uitați ce bine arată. Mere proaspete din copac. Extraordinar! Extraordinar, abia aștept să văd cum sunt merele astea. Avem o grămadă de tipuri de meri prin curte, dar astea văd că s-au făcut și vreau să le încerc. Ia uitați cât au căzut pe jos, o grămadă. O grămadă au căzut pe jos, ia asta e bun. E perfect și ăsta. E foarte, foarte bun. Ia să vedem că mai e unul aici. Să le punem jos, ia uitați și ăsta. E foarte bun, da? Mergem, le spălăm și le mâncăm. Trebuie să mâncați și voi foarte multe fructe, pentru că sunt foarte slabe în calorii, ne țin full și sunt foarte sănătoase, au foarte multe vitamine. Nu pot să le iau, adică trebuie să închid ca să iau merele astea. S-a făcut ora 7 și mi s-a făcut puțină foame și este timpul pentru următoarea masă. Ia uitați ce avem aici, o ciorbiță cu multă fidea, se pare, cu multe legume. Haideți să vedem și ce carne avem, că e carne de pui, dar nu prea mai era. Asta a fost ultima bucată, mi-a zis șeful bucătar. Da, nu prea pot să-mi dau seama ce e aici, cred că e o pulpă superioară, da. Are multă carne, sau nu, e aripă. Ia uitați, are și grăsimea asta, dar o să o dau la o parte, nu o să o mănânc. O să încerc să o mănânc așa, fără pâine. Este încălzită bine, cum îmi place mie. Ciorba este foarte bună pentru că nu are multe calorii. Are foarte multă apă și știți bine că apa nu are calorii deloc. Vă urez poftă bună tuturor! Urșilor, am greșit, carnea asta nu e de pui, e de struț, adică de curcan, pentru că ia uitați ce aripă mare avem aici, asta e doar o bucățică, da, din aripă. Mi-am dat seama după aia, după ce am filmat, de e foarte bună, e foarte bună carnea asta de struț sau curcan. O să dăm grăsimea asta la o parte pentru că nu-mi place, adică mi-mi place grăsimea în general, dar asta nu, pielea asta nu-mi place, că e dubioasă așa, arată foarte ciudat, da? Am mâncat fără pâine, v-am zis, cred că aici nu avem mai mult de 200 de calorii la ciorba asta și carnea asta de curcan, așa că am ieșit foarte bine, însă nu o să mă țină foarte mult, vă dați seama, probabil că o să mai mănânc ceva mai încolo. Nu o să stau foarte mult până la următoarea masă. Dacă aveți o masă așa mai mică de 200-300 de calorii sau o gustare, e normal ca după aia să mâncați în 2-3 ore iarăși. Dar dacă aveți o masă mare de 800-1000 de calorii, de exemplu, puteți să stați mai mult, puteți să stați 5-6 ore lejer, da? Până la următoarea masă. Ca desert, după ciorba aia, o să bag un baton din ăsta proteic, caramel și caju de la Barbells. Are 20 de grame de proteină, ceea ce este fantastic, și 200 de calorii. Vreau să suplimentez masa pe care am avut-o înainte cu batonul ăsta proteic, pentru că nu au avut așa multă proteină. Plus de asta am poftă și de ceva dulce. Și acum câteva zile mi-am comandat și batoane proteice. Mi-am comandat vreo 15-20 de batoane proteice, tot felul de batoane din astea scumpe. Vreau să fac un clip cu cele mai bune batoane proteice, să vedem care sunt. Mi-am luat Mars, Snickers alb, M&M's de două feluri, Bounty și batoanele acestea de la Barbells. Mi-am luat vreo 2-3 tipuri, pentru că astea le-am consumat foarte mult și îmi plac foarte mult. Toate sunt în jur de 9 lei, 10 lei. Astea de la Barbells sunt 9 lei, celelalte mai cunoscute sunt 10 lei. Să vedem dacă o să fac clipul acela. Dacă nu o să-l fac, o să vă arăt așa în clipurile acestea cu menținere. O să vă spun părerea mea. Așa că nu uitați să vă uitați la toate clipurile și din perioada de menținere, pentru că o să testăm chestii noi. Ia uitați ce varză a pregătit aici șeful meu bucătar. Ia uitați ce bine arată varza asta. Haideți să ne punem și noi o porție. Avem aici un castron. Hai să vedem ce carne are. Costița afumată. Perfect. Preferata mea.
Ia să vedem câte bucăți ne punem. Cred că vreo 3. Asta a fost numărul magic în ultimul timp. Mereu câte 3 costițe din astea mi-am pus. Fie că am mâncat fasole, fie că mănânc varză acum. Este extraordinară. Adică, cred că este extraordinară. Că n-am mâncat. Dar știu că șeful meu bucătar o face super bună. Ia uitați ce bine arată. O să bag și vreo 2-3 feluțe de pâine, poate chiar 4, și niște ardei din ăla iute. Ia uitați, avem aici. Niște ardei din ăsta iute, la borcan. Și înainte să mă pun la masă, haideți să vă arăt pe Maia ce papă și ea. Ia uitați ce are aici. Are pulpițe la cuptor, pulpițe de pui. Ia uitați ce-i plac ei pulpițele. Ce-i plac, lumăiuțu, pulpițele. Bravo, fată, bravo. A fost mai activă în ultimul timp, a fost mai veselă, l-a mâncat, mai fericită. Însă tot trebuie să scăpăm de puroiul ăsta. Trebuie să o curățăm în fiecare zi, să scăpăm o dată de puroi, de infecția asta. Nu e bine.